Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela. Tarotela, sunt aici, în spatele camerei, cu etalarea pentru cei cu soare, lună, venus, ascendent, nodul nord, în capricorn, etalare pentru septembrie, o altă etalare, ați avut la alegere, în formă de cruce celtică, aveți sfârșit de august, septembrie, voi singuri și în relații cu alte zodii, haideți să vedem în această etalare ce mesaje primiți. După cum vedeți, am găsit și un capricorn, un cerbuleț, un cerbuleț, un bibelou <gânt> și care sper să mă, mă ajute să mă conectez la voi mai bine. Un bibelo aș vechi, de pe vremea cerbului de la Brașov. În fine, A, mesajele pe care le-ați primit. În primul și în primul rând, dragii mei, Capricorn, aveți un mesaj puternic. Adică, mesajul pare simplu, dar numărul de care însoțit este foarte puternic. Numărul 33, da? Se vede, este un număr maestru. 33 ține de o construcție, pentru că se reduce la 6. 6 este numărul lui Venus al balanței, al, nu neapărat al zodiei, cât al echilibrului. 6 ține de frumusețe, dar ține și de comunicare, pentru că este guvernat și de taur și de balanță. Însă 3 și 3 în acest moment, 3 și 3. Mă duce cu gândul la o comunicare. La o comunicare specială pe care aveți cu cineva special. Apreciați acest moment de comunicare. Aceste momente, pentru că sunt. s-ar putea pentru unii să fie două tipuri de comunicări. Pentru că, evident, este un număr în oglindă, să zic, sau repetat. Posibil că voi aveți un fel de a fi mai pământean, că doar sunteți de pământ. Probabil că vreți să discutați niște chestiuni pământene, dar într-un fel sau altul, fără să vă dați seama, nu știu de ce simt, dar așa simt, de la discuții pământene și serioase se ajunge la o altfel de discuție. Nu să ne pământeană, o, o comunicare subtilă, da. O comunicare subtilă, intuitivă, empatică, cu cineva, poate chiar cu ușoare tente sexuale, pentru că e o scoică. Apreciați acest moment. Fiecare situație este o oportunitate de a crește și, ce zice, de a găsi dragostea. Posibil că nu neapărat că veți găsi dragostea față de acest personaj cu care comunicați. Este posibil să vă găsiți dragostea în acest personaj, într-adevăr, dar este foarte posibil să să primiți mesaje care vă învață să vă apreciați, să vă iubiți, să creșteți și cu alte cuvinte să găsiți dragostea față de voi sau față de partener, partenerul sub o altă formă. Să înțelegeți lucruri pe care poate nu le-ați apreciat. Apreciați acest moment. Sunt momente simple, dar foarte profunde. Foarte profunde. În continuare, aveți îmbrățișați-vă emoțiile. Foarte posibil pentru unii chiar aceste momente de comunicare, de introspecție sau pur și simplu de contemplare. Chiar dacă nu comunicați cu altcineva, să fie momentele voastre de singură, nu singurătate, de solitudine, aceste momente să vă conecteze la o, la o latură emoțională. Îmbrățișați aceste emoții, chiar dacă sunteți semne de pământ, eu știu, sunt ferm convinsă că sunteți niște zodii foarte sensibile. Asta e experiența mea cu capricornii. Experiențe pozitive în care am întâlnit oameni puternici și sensibili în același timp. Îmbrățișați-vă emoțiile. Știu că doar în preajma anumitor persoane puteți să faceți acest lucru, de am spus, spo foarte posibil să fie cineva în preajma voastră cu un aer angelic sau cu un aer mai, mai o energie mai delicată care să vă îndemne la a descoperi altfel de energii și în primul rând la a vă îmbrățișa emoțiile. Îmbrățișați-vă emoțiile. Dragostea face diferența și de câte ori văd și acest, această carte și acest citat, mă gândesc la dragostea față de voi, face diferența. Evident, și între persoanele cu care avem de-a face, dar chiar dacă nu aveți o legătură intimă sau sentimentală cu acest personaj care vă atinge sufletul într-un fel sau altul, simt că poate să crească un soi de prietenie sau o dragoste, deocamdată, deocamdată pură între voi și cineva. Vorbiți limbajul dragostei. Ia uite, vorbiți limbajul dragostei. Cum am zis mai devreme, dacă sunt două tipare de, de, de comunicare, în preajma cuiva vă deschide, ah, ce frumos, da, vă deschide sufletul și reușiți să vorbiți un limbaj pe care nu-l folosiți cu oricine, da? Apare și această declarație, I love you, că o veți face, că o veți face față de voi, pur și simplu veți simți într-un fel subtil dorința să o, să spuneți aceste cuvinte cuiva, iar poate să varieze, dar e o energie foarte subtilă, nu o văd deocamdată, cum apar cărțile, nu o văd foarte agresivă sau um, epatantă. Mai aveți aici o carte foarte frumoasă, Îngerul de Pământ. Îngerul de Pământ. Voi sunteți semn de pământ. Am spus, în preajma cuiva vă conectați la o latură sensibilă, eventual vă inspiră personajul respectiv sau un subiect sau o carte sau ceva, o situație, vă inspiră să vă explorați această latură a voastră, Angelică. Da, știu, în tarot sunteți adesea reprezentați de diavol, dar până la urmă și diavolul, până să pice în disgrație sau în păcat, a fost un înger de, lum de lumină. Frumos ar fi să vă întoarceți la aceste aspecte ale voastre, pentru că puteți să fiți într-adevăr de ajutor aici pe pământ într-un fel foarte profund. Evident, cei care vor și care lucrează cu, cu ei. Ar mai fi și faptul că acest înger de pământ poate este chiar, pentru unii dintre voi zic, poate, pentru că e talare colectivă, să fie chiar acest personaj pe care îi vedeți ca pe un înger pe acest, sau ca pe niște îngeri pe acest pământ în preajma voastră și repet, personajul în sine vă ajută să vă conectați la latura voastră angelică. 5 cu 4 este 9, este un număr spiritual, da? este o conexiune a voastră cu spiritualitatea pe care aveți în contact cu cineva sau cu o anumită lectură sau cu anumit, o anumită situație, energie, peisaj. Aveți și alegerea, da? Alegerea care iar este 6 și cu 2, 8, o alegere care vă transformă. Sunteți puși în situația în care trebuie să alegeți. Să vă îmbrățișați emoțiile, să vă deschide sufletul față de voi și față de anumite persoane și față de pământ, da? într-o energie mult mai înaltă sau să rămâneți, eu știu, în ce zonă ați experimentat viața până acum. Este un moment de alegere. Foarte posibil unii dintre voi să aveți pe cineva la distanță, across the water, este o energie care... Cu care ați fost în contact, poate chiar sunteți în contact și care într-un fel sau altul 2 cu 3, 5, v-a schimbat după această carte apare inițierea sinelui 2 și cu 1, 3, iar se regăsește 3-ul și aici nevoia de comunicare, de construcție în primul rând de construcție personală în legătură cu o energie frumoasă care ține de Venus iar de frumusețe, dar nu doar de frumusețea aceasta aparentă fizică, ci de frumusețea mult mai profundă a lucrurilor care ne înconjoară, că da, apare și îngerul de pământ, da? Cineva care nu este chiar lângă voi, care vă, nu, nu vă oblig, vă invită la călătorie, Simțiți nevoia să călătoriți, să fiți mai aproape de această persoană? Și aici este alegerea. Rămâneți ancorați în realitatea pe care ați experimentat-o sau alegeți să călătoriți și să vă inițiați în contact cu această energie, personaj, situație? Într-un fel sau altul chiar seamănă. În seria aceasta de cărți pe care le voi folosi, aceasta, au venit niște mesaje. Pe o parte a venit împăratul cu trei de cupe. Împăratul, puteți să fiți voi, mai ales dacă sunteți soți, da? Sau sunteți șefi undeva la locul de muncă, coordonați ceva. Sau sunteți într-o postură de autoritate, da? Împăratul și trei de cupe. Simt că bărbații își doresc să se elibereze de, aceast, de acest tron rigid, da? chiar dacă este berbec sau taur și voi sunteți încornorați și voi aveți coarne, da? puteți să fiți foarte bine și voi. Autoritari, rigizi, la da, locul de muncă, poate chiar și acasă, că am zis împăratul poate să fie și soț. Vă doriți un moment de bucurie, cu o fi un moment de bucurie cu prietenică mâine sărbătoare, foarte bine aveți pe cineva, la mulți ani din partea mea, dacă aveți pe cineva cu numele Maria, sărbătoriți, simțiți-vă bine. Este foarte posibil să, printre acești prieteni, să găsiți pe cineva care vă atrage. Ce-ți pot să zic? Dacă, vrând nevrând, intrați într-un cerc sau într-un triunghi amoros, aveți grijă ce alegeți. Acum alegerile au și ele motivațiile lor. Nu, nu pot să acuz pe cineva de ce iese din, dintr-un șablon, să zic, rigid. E dreptul fiecăruia să iasă din, din rigiditate. Acum că o face într-un triunghi amoros, că o face cu prietenii, că o face pur și simplu cu sufletul pereche, variază frumos ar fi să nu se ajungă la triunghiuri. Dar am zis că există posibilitatea, nu neapărat că va, va intra în practic, dar am spus cineva atrage atenția. Da? Personajul acesta, care este foarte suav, foarte delicat, va atrage atenția pentru că vă scoate din realitatea voastră, că asta e realitatea în care sunteți. Aveți responsabilități, aveți de coordonat, lucrări, familie, afaceri și vreți un moment mai special. Interesant că după aceea a apărut și împărăteasa. Perechea voastră divină sau soția sau mama copiilor voștri, dar a apărut separat. De ca și când în acest moment amândoi aveți tendința să vă separați un pic vibrațional și, și lumea să vi le, vă separați lumile. Poate aveți niște discuții. Rămâne de văzut cum se, dacă se regăsește acest mesaj și cum se va completa. Însă, împărăteasa, Soția voastră, mama copiilor, poate chiar mama voastră, este urmată de o energie negativă. Și atunci, de-a zic, nu judec, pentru că eu sunt aici să exprim ce văd, cărțile pe care le văd. Dacă are cineva de comentat, rețineți-vă comentariile negative. Eu vorbesc în acest moment despre Capricorn și datoria mea este să-i susțin, da? să fiu neutră. Dacă vreți. Să vă bucurați de dragoste, da? Dragostea face diferența, limbajul e un trei, da? Trei de cupe, limbajul dragostei despre care am vorbit mai devreme, trei înseamnă comunicare pentru mine, face diferența. Cineva în acest context vă moaie un pic, vă face să vă dați scutul la o parte, da? Aici, din potrivă, parcă împărăteasa care ar fi trebuit să, fi, ar fi trebuit să fie relaxată și îmbietoare, în, în preajma acestor energii nu este deloc îmbietoare. Și atunci, da, și împăratul cată în altă parte. Există o împărăteasă care blochează niște energii, devine foarte defensivă, are niște frici. Poate frica de faptul că este mama, un stres, un stres mental pentru că este mamă care copii, că apare și luna, luna reprezintă maternitate și împărăteasa tot maternitate. Dar aici este o maternitate explorată dintr-un alt punct de vedere psihologic, emoțional. Da? Există o energie aici care stagnează în preajma acestor energii. Le vedeți și voi, da? Roata norocului nu se învârte. Nu mai e noroc. Împărătea nu mai crește lângă aceste blocaje. 9 și 9. 9 de spade și 9 de bute din cauza unor frici. Și atunci, dacă această împărătea să stă în această energie, evident că și împăratul cată în altă parte, măcar cu privirea. Măcar cu privirea. Este un scurt mesaj, vedem cum iaute. te. La capătul setului de cărți apare 8 de spade. Apare într-adevăr posibilitatea unei relații dezechilibrate în care unul dă mai mult decât primește și atunci celălalt rămâne într-un stres mental, iar cineva este, devine defensiv pentru că are nevoie să se vindece. Să se vindece de un ciclu, de un stil de viață, de o lecție. Iau de capricornul, iau de capricornul, ar spera. Rămâne de văzut dacă se va manifesta această speranță Capricornul, rege sau regină, nu contează de monede, are în spate, o cupă. Și simt că este chiar cupa lor pe care ar dori să o împărtășească cuiva. Iar este un moment de alegere, iar este un moment de alegere, este cineva care le atrage atenția într-un mod, cineva care atrage în general atenția. Cofii printre prieteni, cofii în altă parte, așa simt că unii capricorni, mm sunt atrași. Nu neapărat că fac, rămâne de văzut. Dacă și fac ceva, dacă vor face, dacă visează, dar eu cred că visează. O să vedeți la cărțile intime. Unii dintre ei visează ceva. Sau simt mai degrabă, intuiesc o lume emoțională în preajma cuiva. Ia uite, asul de spade, nevoia de comunicare. Două tipuri de comunicare, emoțională și practică. Nevoia de victorie, de dreptate, într iau într-o situație. Iar victorie, șase de bute. Vrei să aveți victorie într-o situație. Capricorn, Soarele Mă venus ascendent, nord, nord în Capricorn, septembrie 2020. Hai să-și tai cărțile în fața voastră. N-am mai tăiat de mult. Uite, mă cocoț aici. Pac. Ca să vedeți voi că nu le măsluiesc. Ia. Oh, în trecut. Doi de bute. Un masul de cupe trecut. Cineva a zis, va a atras atenția, regina de monede. De cât timp va atrage atenția de două săptămâni, de două luni? Cineva vă atrage atenția și vă pune într-o postură de alege, da? Am zis, aveți de ales. Aveți de ales între o situație care vă ține pe loc și o situație care vă, vă pune în mișcare și vă aduce o altă energie, da? Am zis, îmbrățișați-vă emoțiile, vă pune în postura în care sunteți nevoiți să vă exprimați altfel. Repet, în primul rând, față de voi, limbajul dragostei, I love you, în primul rând, față de voi. Este cineva care are o energie foarte empatică. Îi simțiți foarte blând și delicat și parcă vă deschide sufletul față de ei. Așa simt. Asul de cupe. Unii dintre voi simt că vedeți viitorul, da, vedeți viitorul alături de acest personaj altfel, un viitor glorios. Multe potențiale alături de a, acest az de cupe. Că este o ofertă, că este o, o persoană, și cred că pentru unii este o persoană, iar poate să varieze. Dar plutește, pentru unii, plutește dragostea în aer. Acum cât va ține iar, rămâne de văzut. Este o energie a trecutului pe care poate unii nici nu știu, unii din preajma voastră. În prezent, ia lumea, patru de spade și șapte de bâte. Unii dintre voi conștientizați că ce ați simțiți sau ce simțiți este o lecție spirituală pe care trebuie să o învățați din acest motiv, s-ar putea, zic s-ar putea, pentru că unii vor alege această cale Am poate ați, ați ținut și post unii dintre voi, a, a tăcerii. Aveți nevoie de un soi de tăcere ca să vă vindecați de un trecut care v-a rănit, da? trei de spade. Aveți nevoie să vă vindecați și să. Da, uite, sub regina de monede, sub Capricorn, apare această energie defensivă. Să vă apărați achizițiile, reușitele, poziția, să vă, să vă apărați. Foarte posibil pentru unii să fi comunicat la distanță cu cineva. Și această relație la distanță să nu vă priască, evident, și faptul că e la distanță să necesite acum vindecare. Ia uite. Haideți să vedem în viitor. Șase de monede. Uu, cavalerul de spade. Și justiția. Wow. În viitor aveți de discutat niște chestiuni care țin de acte. Evident că pentru unii poate să țină și de un divorț, evident, nu pentru toată lumea, pentru că văd că în acest moment vreți să încheiați un capitol. Ați, ați fost puși să alegeți și, și ați ales. Din acest motiv vă și vindecați. Vă dați timp de vindecare. Unii dintre voi veți discuta despre un divorț, dar nu este obligatoriu. Această justiție poate să reprezinte și niște discuții, evident, cu acest cavaler de spade, care țin de acte. Poate să țină și de afaceri, da? de, că vă monede, să dați bani cuiva ca să cumpărați ceva cuiva care nare. are. Să face, faceți un exchange. Ia uite, apare balanța de două ori. Va trebui să faceți un exchange de contra actului, contra proprietății să dați bani. Asta mă gândesc acum unii dintre voi la un moment dat sau măcar să aveți discuția despre așa ceva. văd că în trecut, în urma acestui moment de alegere, ați ales să vă echilibrați viața financiar. Ați ales un soi de echilibru practic. Și cine încearcă să lucreze la acest echilibru practic s-ar putea să fie la un dat bruiat de acest cavaler de spade. Că este un personaj cu planete în semne de aer, poate să varieze că aveți câteva, da? Aveți deja trei cărți de aer. Cu planete, nu neapărat semn de aer, dar cu planete pentru unii. S-ar putea să fiți bruiați. Să fie nevoie să vă echilibrați și mental. Justiția vorbește despre un echilibru mental după niște discuții. Dar clar că vă doriți echilibru vă doriți, ia uite, liniște, patru, aici, 6, balanță, balanță. Vă doriți echilibru. Și deasupra acestui triunghi apare asul de, de cupe, vindecarea. Vindecarea mentală și emoțională după niște situații. După niște situații. Dacă cineva vă va bruia, probabil că îi veți întâmpina cum trebuie, în așa fel încât să vă păstrați echilibrul și postura și ceea ce sunteți voi. Vă doriți să vă păstrați tronul. Într-un mod elegant, legal și cine vă bruiază va trebui să, să, să se înfrunte cu voi, să... da? Să aibă de-a face cu această postura voastră de luptător, că sunteți semne cardinale și luptați când e nevoie pentru poziția care vă oferă stabilitate. Așa simt că pentru unii dintre voi care v-ați luat timp să vă vindecați de ceva din trecut, ceva care v-a rănit, da? un trei de spade, ceva care v-a amărât, v-a pus în tăcere, casul de cupe înseamnă și vindecare pentru mine, apare o situație neașteptată. Apare eventual a treia persoană. Ha, interesant! Pentru unii apare a treia persoană într-un mod neașteptat. O persoană care, da, asta este un mesaj foarte special, doar pentru unele persoane. Această persoană, nu neapărat semn de aer, dar această persoană sau situație neașteptată să vă echilibreze viața și să facă justiție divină într-un fel sau alt. într-un fel sau altul. Însă, în acest moment, vreți să încheiați un capitol eventual cu cineva. Sunteți în tăcere, în primul rând, cu cineva care este la distanță? Pentru că n-ați putut să alegeți între ei și situația respectivă și s-a creat un trio. Asta e o variantă, un mesaj pentru unul dintre voi. Și acum sunteți în tăcere față de acest semn de apă sau față de acest personaj care este la distanță. Sunteți în tăcere față de ei, tocmai pentru că vreți să, se, să vă echilibrați viața. Și foarte posibil, la un moment dat, mai spre sfârșitul lunii, să apară această dorință de comunicare. Dar mare grijă dacă, în loc de echilibru, să nu dați de dezechilibru. La capătul setului de cărți aveți faetonul, șapte de monede. Așteptați să vă formați. Vreți să mergeți mai departe cu răbdare, ca să înseamnă șapte de monede cu răbdare. Vreți să mergeți către destinul vostru, către abundență, către o viață ă, stabilă. Vă doriți o viață de familie stabilă. Poate că unii dintre voi chiar aveți. Dar există o situație secretă în preajma voastră. Cineva, planete în pești, rac, scorpion, care plânge după voi sau a suferit. A fost o comunicare foarte. este, a fost o comunicare foarte interesantă, să zic, între voi. Există un soi de atracție între voi și acest personaj, dar atracția asta vă, vă pune așa, într-o situație în care iar trebuie să alegeți și ei își fac griji. Trebuie să fiți foarte atenți dacă în spatele relației voastre stabile, nu apare un personaj misterios și misterul acestui personaj să vă atragă într-atât. Mare grijă, decât dacă vreți într-adevăr să faceți ceva serios cu acest personaj, ok. Luați hățurile, hățurile, faetonul, hățurile de mână și mergeți da? și împliniți această posibilitate. Puteți să faceți într-adevăr o familie fericită, o afacere de succes cu acest personaj. Altfel, dacă lăsați lucrurile în ambiguitate, nu o să creați decât stres mental și financiar, dezechilibru financiar. Da. Pentru unii apare acest personaj ca un trăsnet în viața voastră, nici nu v-ați așteptat ca acest personaj care vă, vă se manifestă. Aha, interesant! Ați manifestat apariția acestui personaj în viața voastră și, dragii mei, știți cum e cu manifestările? Vin când nu ne așteptăm. Când zicem că nu mai aștept sufletul pereche, când zicem că nu mai aștept flacăra geamănă, când zicem că nu mai cred în dragoste, atunci vine. Așa simt. Acum cărțile vine ca un trăsnet, acest cavaler de cupe în viața voastră. Este ceea ce ați manifestat voi de-a lungul multor experiențe și multor gânduri pe care vi le-a spus. Și vine ca un dar divin pentru unii. Dar vine și cu conflicte mentale, da? Cu mari conflicte mentale, cu transformarea egoului și cu transformarea împăratului. Împăratul va trebui să se transforme din cap până în picioare în profunzimile egoului său dacă vrea să se bucure de acest cadou divin. Această potențială dragoste e o dragoste care are mare potențial. E un mare potențial. Dar vine ca un trăsnet. Și știți cum e? Pe mine cel puțin eu am o problemă cu trăsnetele. Deși îmi place ploaia, dar mă sperie. Și foarte posibil ca și pe voi să vă sperie această situația, această apariție. Ia uite, 10 de monede iar apare. Ce aș vrea să... Aș vrea să clarific totuși, deși am făcut 21 de minute, aș vrea să clarific. Ce reprezintă justiția? O clarifică în justiție. Unii dintre voi încheiați un capitol cu cineva semn de foc. Ia uite, justiția magicianul. Clarificăm, ia uite, magicianul. Aveți nevoie de vindecare. Cineva vă vindecă. Ia uite. Nouă de cupe și temperanța. Cineva vă vindecă. Dar trebuie să mergeți către acest personaj, să călătoriți. Cum am zis mai devreme, e vorba de o călătorie în care vă inițiați. A cross the waters, cum am zis mai devreme, vă inițiați o altă latura voastră. Clarifică magicianul și balanța și justiția. Vreți să manifestați ceva. Faceți foarte posibil prezența voastră să manifeste în viața cuiva justiție divină. Asta o știu sigur, că prezența voastră poate... Acest contract, dacă semnați acest contract cu cineva, voi Reprezentați justiția divină în viața cuiva, voi manifestați ceva ce... Persoana cu care semnați contractul respectiv să-și fi dorit de foarte mult timp acest lucru și atunci da, se manifestă, mă ziceam, justiție prin voi. Prin voi. Regina de monede, da? Capricornul. Sunt niște conflicte, conflicte verbale cu cineva. Ah, ce frumos, iau te și am văzut și 10 de cupe. Foarte posibil cineva să fie invidios că am văzut acel 5 de, de spade, invidios pe potențialele pe care această justiție, magiciană și 10 de cupe, le poate manifesta împreună. Și, dragii mei, nu mă refer la dragoste. Repet, poate să fie un contract. Poate să fie faptul că oferiți bani. Cuiva care are nevoie printr-un gest. Eu știu, am zis, printr-un act. Sau invers. Cineva semnează un act și vă dă vouă niște bani. Vorbim de acte. Foarte interesant. Rămâne de văzut ce și cum. Clarifică și lumea era par zile. Cineva va fi foarte gelos pe voi sau pe persoana respectivă, care va fi foarte încântată de acel contract. Ia uite. Lumea a fost clarificată de 3 de băte. Comunicare la distanță cu cineva. Încheiați aceste comunicări la distanță. Vreți colaborări practice. Am văzut și 3 de monede. Da? Vreți construcție practică. Ia uite. Au fost niște situații care Apare semnul peștilor, apare și semn de pământ. Sau casa a 12 a peștilor, a necunoscutului, a sacrificilor da? și a muncii. Cineva s-a sacrificat foarte mult și a încetinit o evoluție într-o direcție din cauza acestor sacrificii. A muncit pentru aceste sacrificii, dar apar și acum manifestările. Justiția, magicianul și 10 de cupe, eu zic că e de bine. Se dorește un nou început. Că sunteți voi, că ea cineva cu care aveți de-a face și, să repet, nu neapărat partener, poate să fie o cunoștință, da? Sau chiar personajul cu care semnați contractul își dorește un nou început, își dorește să schimbe energia, își dorește să colaboreze și să lase în urmă un ciclu de mari dureri, mari trădări, că tot am vorbit, da? Și să se bucure de viață și să se lupte pentru această bucurie, pentru această speranță repet, foarte posibil să fie personaj din familia voastră sau dintre prieteni, colaboratori. În momentul în care încheiați sau luați decizia să încheiați povestea cu acest personaj din trecut care nu, nu s-a decis, poate să fie un personaj, nu neapărat voi, da, semn de foc, mai mult sau mai puțin, berbec, leu, săgetător. Întâlniți un alt personaj, pasional și acela, dar cu care începe să aveți speranțe, că trei de, de înseamnă speranță, cu care puteți să aveți speranțe. Simțiți că dacă munciți și faceți sacrificiile necesare, puteți să aveți o creștere, pentru că opt înseamnă transformare. Transformare financiară, a lor, a voastră. Da, necesită niște sacrificii, necesită muncă, dar există un soi de speranță în această, în această nouă oportunitate. E o oportunitate, oportunitate pe care o zăriți în această perioadă în preajma cuiva care nu stă chiar lângă voi, dar nu cred că e nici departe. E totuși trei de, de băte. Poate să fie un aspect mai mercurian, da? Și repet, am senzația că acest personaj într-un fel sau altul vă echilibrează și voi pe ei și ei pe voi. Și cum am văzut mai devreme energia celor cinci spade, acest cavaler de spade să fie cineva care intervine din gelozie, dar eu zic că o să-i puneți la punct pe cei care intervin din gelozie. Gelozie nu o să-i față de voi, cât poate să fie și față de ei. Aoleu, să nu se termine bateria. Din seria cărților intime, ce a venit în mod special? Regina de Cupe. Există un personaj care vă înduieșează, vă este drag, rău de tot acest personaj. Da, vă este drag rău că acest personaj a fost într-o perioadă de singurătate îndelungată, poate să fie și 9 ani și 9 luni, da? Cartea a venit, Eremitul a venit, mai ales că vorbim de semnul Fecioare, da? De septembrie. Eremitul a venit în această poziție, da? Oblică. Deci, este foarte posibil ca acest personaj în preajma voastră sau voi în preajma lor să ieșiți din această izolare, să zic, intimă, sexuală, unii dintre voi, poate chiar acest personaj, dacă nu voi, să a izolat sexual, tocmai ca să se curețe, să se vindece de niște situații. Ei, și în preajma, că eu totuși un cuplu, că e regina de cupe cu voi, că sunteți voi, doamne, cu un rege de cupe, că apare și regele de cupe, iar variază, însă, asta s-a arătat. Cineva, există o... Vă completați din punct de vedere intim foarte bine cu cineva și sexual și emoțional, nu doar sexual. Ei, și această energie este simțită pentru că sunteți amândoi, se vede, asul de cupe, vă simțiți și cel sau cea care a stat în singurătate își dorește să iasă din singurătate în preajma acestei energii a voastre. Da? Apare și asul de cupe, iar a doua oară apare asul de cupe. Vă doriți și unul și celălalt această legătură. Simțiți că e o legătură profundă, simțiți că sunteți suflete pereche și ia uite unde s-au oprit cărțile la regele de cupe. Și zece de cupe, dragii mei, nebunii, n-am văzut ce și în spate. Lumea, nu, zece de monede, puf și soarele. <truz> Regele și Regina de Cupe. Un nou potențial. Simțiți că aveți multă bucurie, multă bucurie și emoții în preajma acestui personaj. <truz> Da. Iaute. Există acest personaj, regele, regina de cupe, nu zicem un să de apă, dar care vă emoționează foarte profund, cu care simțiți că aveți o legătură karmică, sufletească, profundă. Situația sau personajul a venit într-un mod neașteptat, valetul de spade, i-ați spionat unul sau altul, v-ați spionat unul pe celălalt, dar simțiți că vă vindecați steaua, este ceea ce v-ați dorit dintotdeauna de la persoana dragă, după ce ați experimentat refuzuri, abandon, aventuri, lipsa de comunicare mai ales în momentele intime, care este foarte importantă. Ia uite, în, vreți să lăsați în urmă faetonul da? pe cei care au fost prea tentați, pe cei care v-au mințit, pe cei care au fost reci, ia pe cei care au fost prea experimentali. Vreți să schimbați energiile? Vreți să schimbați energiile, măcar din punct de vedere intim. Aveți această posibilitate cu cineva. Hai totul să amestec cărțile. Acestea au vrut să se arate în timp ce le amestecăm. Nici eu nu le-am văzut pe toate, le-am pus deoparte, a zis că le citesc așa. Ia să vedem. Capricorn. Și o să fie un pic mai lunguț. Capricorn. Septembrie. Ia uite, justiția iar apare. Justiția. Justiția în casa opta a căsniciei sau a vieții intime. Se face un echilibru. Capricorn. Soare. Lună. Venus. Ascendent. Nu în Capricorn. Septembrie. Uf. Ia uite, 8 de cupe. Cineva vă refuză acolo, acasă, eventual, sau în viața pe care o aveți. Există un refuz. Și refuzul este tocmai ca să vă transforme pe voi sau pe ei. Capricorn. Uf, capricorn. Ce-a picat? A picat ce? Da. A, ah, da, am zis. Wow! Visați la cineva. Refuzul pe care îl întâlniți în viața voastră personală pe care o aveți acum, vă obligă, am zis mai devreme când am zis de împărați de cele trei cupe, vă obligă, într-un fel sau altul, nu e vă obligă, vă aduce în starea să visați la cărțile pe care le-am descris mai devreme, la toate acele cupe, regele și la, la, la cuplu ideal. Visați la cuplu ideal alături de altcineva care vă transformă din punct de vedere emoțional la modul extrem de profund. Apare moartea. S-ar putea, visând și simțind toate aceste lucruri, să vă transformați și casa opta a căsătoriei și a vieții iaute. cineva, preajma voastră, care tot va refuzat, da? tot va refuzat, tot a făcut figur, cum se zice, personaj plin de fițe, da? Și din cauza acestor refuzuri l-am dat unul dintre voi, capricorn, bărbat sau femeie, nu contează, și-a dorit altceva, este dreptul fiecărui om să aibă momentele lui de fericire în momentul care este refuzat. Eu nu pot să acuz acum pe nimeni dacă știu că ceva s-a întâmplat, înțelegeți? Dacă știu că ceva s-a întâmplat, nu îmi pot să acuz. Puteți să vă acuzați voi, este treaba voastră. Eu sper să învățați să nu mai acuzați, să nu mai văd comentarii în acelea negative ci să înțelegeți. Și voi, ok, n-am reușit să ofer ce și-a dorit, dreptul omului sau a ei sau a lui să se ducă unde își găsește fericirea. Dacă nu găsește lângă mine, atunci este șansa mea să o găsesc în altă parte. Ideea este să ne debarasăm de obsesii și de fixații. Înțelegeți voi? Cam asta e talarea pentru Capricorn. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa!